Am înțeles că Antonio și-ar fi dorit în dimineața aceasta să vorbească cu Maria și mă gândeam că astăzi va fi o zi grea, mai ales că vor fi și materialele cu Amir și dacă vor fi și discuțiile acestea, vă dați seama cum se vor lega aceste materiale, va fi groaznic. Cred că sprijinul nostru celor de acasă ar fi prin vot și să nu uitați să-i votați 1272 prin SMS, pentru că vă spuneam că fetele se ocupă de pe platformă, fetele de pe grup. Am văzut că au niște grupuri foarte puternice și cu siguranță cred că se ocupă foarte bine de platforme, dar prin SMS este un vot care contează mult mai mult. Dacă puteți, vă rog din suflet măcar să le arătăm sprijinul cât un SMS de fiecare, că sunt 5 SMS-uri pe zi, dacă nu mă înșel. Încercăm să îi sprijinim cât putem. Contează foarte mult sprijinul celor de acasă, susținerea. Vom vedea astăzi în live ce se va întâmpla. Eu doar de asta mă tem, că vor lega materialele, adică vizita lui Amir cu acel ador și discuțiile despre Beatrice, Giulia și cine au mai fost. Eu vă spuneam că Antonio nu va fugi niciodată de răspunsuri și întotdeauna va răspunde așa cum a simțit-o, așa cum o știe el. Vă spuneam că azi dimineață l-am auzit când vorbea aseară și spunea că el are ego și că nu vrea să se scuze. Sunt încă la început și chiar au nevoie de susținere, au nevoie ca dumneavoastră să-i protejați. Haideți să dăm cât un SMS.